Așezat pe malul râului Olt, Râmnicu-Vâlcea este cunoscut drept orașul lui Mircea cel Bătrân, sub care țara românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa. În centrul orașului se mai găsesc și azi ruinele curții sale domnești. Scoarul Revoluției este un loc puternic emoțional pentru localnici și un reper în imaginea orașului. Parcul Zăvoi este un parc foarte iubit de localnici și foarte important pentru români, aici fiind locul în care a fost intonat pentru prima dată Deșteaptă-te române. Iubim Râmnicu-Vâlcea! Casa memorială Anton Pan, autorul imnului nostru național, este casa în care a locuit poetul și în care găsiți o colecție de manuscrise și obiecte personale. Biserica Buna Vestire este construită în secolul al XVIII-lea, în locul unei biserici care data din Evul Mediu. Ștrandul Ostroveni a fost renovat și și-a redeschis porțile. Pentru shopping, mall-ul River Plaza vă așteaptă să-i treceți pragul. Grădina Zoologică, Muzeul de Istorie, Colegiul Național la Hovari adaugă și ele un plus de valoare imaginii orașului Râmnicu-Vâlcea. Iată mari personalități vâlcene! Și nu uitați, la doar 24 de kilometri nord se află Mănăstirea Cozia. Vezi Râmnicu-Vâlcea?